capricile iubirii. Nu mai este mult și marea finală bate la ușă, așa că Perme și Andrei se gândesc cum vor arăta lucrurile atunci. Zi, ce zi? Aia a fost soră sa. Da, ai văzut? Am avut că am fost la roșii. Bă, logodnic în casă, te auzi pe alte femei. Bă, golane, cât ai avut în zile, câte femei. Te-ai întâlnit cu femei în București până timp în casă. Da, înainte cu... Trei? Nu poți să dragi. Înainte cu vreo două zile sau trei. Zi-mă! Ce are să... Perme. O deranjează? Când îmi dați seama că da. Păi da, băi, ar fi. Dar nici el n-a fost. Păi teoretic nu, dar cumva, bă, uite asta. Eu am zis tot ce am în telefon. Dar mâna ți-a zis că te așteaptă sau ce ți-a zis? Păi poate am zis greșit, așa-i sau nu? Ia. Bază. Băi, eu nu fac asta. Chiar și pe ce m-aș nu-mi place să pierd timpul pe internet, să vorbesc. Băi, chiar nu, că nu știu, Răzvan, tu cum ești? De-am eram singur deja. Ești la fel ca mine, nu? Am fost singur deja de un an jumătate, n-am mai văzut pe nimeni, adică... Băi, eu singur. Te cred, dar nu-ți doreai ceva serios? Nu. Că n-am găsit persoana. Și așa au fost astea 5 luni ale noastre. Da, bă. 5 luni fix ieri. Da, ieri sau alte, la începutul eu pe ea. La 22? La 5 luni eu. Da, asta mă gândesc, eu n-am realizat, sincer. Pe 22? La 5 luni? Ai fost al cincilea cuplu. Al cincilea cuplu, uite, și al cincilea care a intrat în casă. Ultimul a intrat în casă. Cum nu-ți al cincilea? Nu, ultimul a intrat. Eu știu că al cincilea a intrat. Nu, ultimul, pe al cincilea a intrat Valia. Și în 05, în luna a cincea ne-am împart. Da, sunt niște chestii. Da, pe 8. Sunt niște chestii care te fac să iei nevoie. Te iau cu mine, mă lua, dacă vrei. Pe ce poți să fie? Complicat să le duci în Moldova. Și zona aia. Mă fac să nu mai duc tot. Să o duci pe aici. Da, păi să vedem ce facem cu deocamdată. Păi și ce face bine? Încă se interesează cu alții mâini să o să ducă, se interesează intens. Nu știu, căsătoria ar fi... N-ar ajuta. Nu? Da, căsătoria, da. Ar ajuta? Da. Să pune o acte de aici, de acolo. Ai un pas mare asta, așa, și logodna, dar nu, sunt foarte fericit că am făcut asta și chiar am simțit. Dar trebuie să mai cunoaștem, trebuie să nu... Și n-aș face asta doar... Adică... Afară, clar, dacă e să fie totul bine, o să se întâmple. Dar zic, n-aș face asta pentru 3 săptămâni ca să nu văd nicio logică. Nu mă interesează competiția, mă interesează nimic. Băi, îți dai seama că putea să fac un surpriză, mă trezesc chiar... Să zic, presupune că eu stau până la sfârșit, să presupunem, deci chiar nu mai contează. Și în finală, am să vin și să... E frumos, ne adunăm cu toți, îmbrăcați în costume, în astea. Doamne, nu știu, poate te căsătorești sau poate nu, ce nu știu. Dar cum o să fii îmbrăcați? Ea o să fie în rochie, e nevasta... Nu, cred că și ea care sunt singuri. Da. Nu știu, dar asta ideea că eu sunt pregătit. Ce? Da, eu n-am problemă. Ai zis că nu te mai căsătorești, așa ai zis tu. Da, pentru că n-am. Când simt ea, n-ara, chiar are niște chestii care trebuie să-și rezolvi față de mine. Da, n-ar să grăbești nimic. Tocmai asta zic. Dar eu ca om, ca bărbat, sunt pregătit pentru așa. Așa și eu, dar cumva... Și știu că ea o să fie și ei. Foarte bine. Și să ne vedem acolo cu toți, mă, nu știu, e sentiment super mișto, crede. Fac pariu cu toți atunci, nu o să mai până și afară, nu te mai gândești tu ce au fost, ce ne-am zis, ce... Și mi-așa îmi pare rău de tine de situația asta, zici că... Da, asta e ce pot să fac, hai. Dar mă știu că e singur, poate iar ai chef de ceartă. Nu, no, eu nu mai încerc cu tine, noi încercam, amândoi știm de ce încercam, nu mai contează acum. Ei, nu a fost doar ăla. Ha, nu, clar, nu. Dar n-are rost să mai dezgrofăm, că nu mai... No. Dar gen în momentele așa când eram amândoi, ne consolam unul pe altul. Bă, nu știu cum e ironia asta, știi? Noi ne certam sau așa, ne consolam unul pe altul. Da, uite, chiar și ieri când așa, când a fost el a venit, m-a luat în braț și mi-a zis, asta e. Da, a mai zis cineva, bă, voi vă dați în cap și la urmă... Da, eu așa, frate, când văd, oricum, când m-aș întâlnit cineva, făcea... când văd că e supărat, nu mai... Da, normal. Doare ceva sau nu mai țin cont de ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Capricile iubirii. E
frumos să-ți faci planuri și e frumos să visezi. Tu cum ziceai că toată lumea o să fie îmbrăcată frumos la final? Păi așa ne s-a zis. Da. Așa a fost la toate finalurile. E normal de altfel, nu? Da, așa e și frumos. Și fetele au fost îmbrăcate în mirese. Cât entuziasm și câtă veselie. Wow. Tu ești singurul care nu ai fata lângă tine. Bine, și Răzvan. Dar în rest, voi nu vreți să le vedeți în mirese? Normal că vrem. Noi suntem prea emoționați, dar nu am schițat nicio... Ai, lasă-mă. Serios? Foarte serios. Da. Sau vă e frică de faptul că ați putea să vă însurați? V-ați gândit ce o să faceți? Că sunteți logodiți, dar... Nu e mai bine să vedem? Păi o să vedem, dar eu nu v-am întrebat ce o să faceți cu subiect și predicat. Eu v-am întrebat doar dacă v-ați gândit ce o să faceți. Eu cred că fiecare dintre noi s-a gândit da? În momentul ăsta. Știți pasul ce aveți de făcut? Da. Mm. Foarte bine. De exemplu, Vali vrea să schimbe meseria. Adică nu la asta mă refeream, dar... Am zis dar e interesant. Puțin evaziv, băieții. A zicem așa, aș face orice altceva. Adică deocamdată că ne e frică cumva de însurat. Da. Așa pare, așa se vede. Da, așa pare, serios, da. Da, 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 uite acum, stăteam bine, bă, că eu nu pot să tac. Pare că nimeni nu-i sigur că își dorește să facă aici. Ba, da, pasul nu-i important. Ce poate zic, asuma lângă. Cum să, adică, cum să nu fii sigur? Pentru n-am ce auzit fiindu-te? Și eu un bărbat, da, domne, abia aștept să se îmbrace mireasă și eu inginerică să o iau, să o iubesc, să fac, să dreg. Frica nici de refuz. Nici nu-i hotărât. Păi nu, dacă nu-ți arăți sentimentele, nu înseamnă că nu le ai. Refuz? Păi ce mă, poate să fiu un refuz? Da, zic eu că dacă ai niște sentimente mari, ți-e greu să ți le ascunzi. Nu e adevărat. Și mai ales o chestie ca asta când te însori o dată în viață, dacă într-adevăr îți dorești să-ți vezi femeia îmbrăcată în mireasă, măcar un zâmbet schițezi. Cu ce mă ajute că-ți arăți acum că eu chiar vreau? Nu era, era o discuție amicală așa și voi toți ați fost... Deci eu v-am zis o chestie frumoasă. Mie mi se pare că o femeie îmbrăcată în roche de mireasă este așa, e ca o poezie, ca un cântec frumos, așa, când merge ea îmbrăcată în roche de mireasă. Și... A rămas stâmpi. Ați rămas așa de parcă aia, te roche de mireasă. Am fost foarte perfect de acord cu dumneavoastră. E un sentiment minunat, bănuiesc, dar doar că... Cum s-a pus problema dacă s-ar putea întâmpla aici. Eu așa am înțeles. Pasul. Mă, noi o să vă ducem pe toți să vă luați costume frumoase, exact. Să vă luați rochii frumoase. Acum, dacă îți demireasă sau nu, asta rămâne de văzut. Sunt orice băiat care s-a logodit, mă rog, așa, e cumva gânditor, pentru că e un pas important și nu poți să-l faci. Sau poate sigur deja pe el, nu doar gânditor. Poftim? Sau sigur pe el, nu doar gânditor. Sau sigur pe el, da. Momentul adevărului va fi atunci când vor trebui să depună actele. Că atunci se va ști dacă Nici atunci. Pe 1 iulie trebuie să spuneți fiecare ce decizie ați luat, pentru că pe 5 iulie este termenul maxim când trebuie să depuneți documentele. Și știți că nu ne învârtim după deget, depunem astăzi, poate depunem mâine sau poi mâine. Adică e cu dată fixă, pentru că dacă nu, se decalează și nu vă mai încadrați în... Dar a existat un caz, cred că Marius și Maria, care nu au ales să se căteși. Au depus actele, și au ales ulterior. Da, faptul că vă depuneți actele nu implică și dusul la capăt al gestului. Să ne înțelegem asupra... Ci doar șansa deschisă, oportunitatea de a vă gândi până la finală, în momentul în care vă întreabă primarul. Dar bine, omul nu vă întreabă, că, de exemplu, la Maria și la Marius, ei au venit, primarul a întrebat, și ce faceți acum? Și ei au zis, noi am decis să... ne mai gândim, să mai stăm împreună, să mai vedem ce și cum. Adică n-a fost o situație jenantă, n-a fost o situație... În sezonul 2 a fost un caz în care ea, Bianca, a spus nu în fața ofițerului, deși el a spus da. A spus nu? Da, pentru că știți câte cazuri din astea. Dacă ați stat la o poveste cu un ofițer de stare civilă, știți câte cazuri din astea sunt de o iau la sănătoasă și așa mai departe. Și știți că și după ce v-ați căsătorit, aveți 48 de ore în care puteți anula certificatul de. Că mai aveți șansă să fugiți dacă vreți. Nu mă Timișoara ca idee. Bun. După pauză, căci ne oprim aici cu